spus că să avem relații sexuale și eu am spus că nu. Și atunci m-a apucat de mână și l-a început să bată joc de mine. Serghei Bulicanu, un bărbat de 27 de ani, tata a 4 copii, a fost învinuit de către o minoră de 12 ani că ar fi violat-o, în timp ce se aflau cu vacele pe Imaș. Bărbatul își nega vina, deși a recunoscut în platoul Vorbește Moldova că i-a făcut fetei o propunere indecentă, doar că actul sexual așa și nu ar fi avut loc. Instanța nu l-a crezut însă, așa că peste câteva zile de la emisiune, bărbatul a fost încătușat, fiind condamnat la 10 ani de pușcărie. Acum el își ispășește pedeapsa pe care spune că nu a meritat-o în penitenciarul numărul 17 din Rezina, alături de cei mai periculoși infractori din țară. Eu aș vrea să fie Serghei eliberat pentru că el nu este vinovat cu nimic. Tu crezi că el trebuie să fie eliberat? Pentru asta sunt mulțumită că n-au trecut vreo 2-3 ani ca să stăie în pușcărie soțul meu și s-o dat seama acum. Eu am fost cu dânsul în ziua aceea și am văzut tot și s-a întâmplat. A zis că mama nu este, adică, contra să am relație cu un bărbat și îmi zice, vezi, ai grijă să iei bani și o să cumpărăm o sticlă de vin. Eu când am intrat acolo, eu era pe pat, eu am intrat în casă. Cu toate că știți cum e. De pe pat la dânsă au ieșit careva. Uite, iată, am fac cruce la icoană. Să dă Dumnezeu și mai ca Dumnezeu, nu știu cum spun, mă duc și asaltau la biserică, mă duc și spun. Care din declarațiile copilului tău le crezi? Care, da, și care în genere e când adevărul? Când a spus e adevărul? Atunci? Care le crezi, dar care e adevărul? Sau acum? Atunci. În această seară vorbim despre un tată cu 4 copii care a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru că ar fi violat o fată de 12 ani când se aflau pe Imaș, la Păscut Vacile. Acest subiect l-am abordat cu 3 luni în urmă, iar peste câteva zile după emisiune, bărbatul a fost încătușat și acum stă închis la Rezina, în penitenciarul cunoscut pentru faptul că acolo sunt trimiși cei mai periculoși infractori. Între timp, minora, care l-a acuzat de viol, și-a schimbat declarațiile și acum spune că între ei nu s-a întâmplat nimic. Unde este adevărul? Dar mai întâi vreau să vă întreb pe voi. Ați auzit-o pe doamna Parascovia? Haideți să nu uităm de declarațiile ei. Domnul primar, chiar dacă Viorica zice că el nu i-a pășit niciodată pragul, a zis ceva și acel ceva este atât de grav încât nu putem să uităm asta. Cineva chiar spunea că mama, în aceste condiții, ar trebui să fie lipsită de drepturi. Eu am spus chiar acum. Eu aș propune și pentru martori, inclusiv și domnului primar, să fii foarte atent că statul are un mecanism foarte clar de protejare în asemenea situații. Ar putea fi făcut încă investigări suplimentare, chiar autosesizându-se procuratura de cele întâmplate și ar putea fi considerat ca o imixtiune în efectuarea justiției și aducerea la o spaimă a părții vătămate cu declararea și a cererii care a fost făcută. Aici aș propune și martorilor și celor prezenți să fie foarte atenți. Aici hotarul este foarte elastic. N-ai să-l simți când ai scaz de partea cealaltă unii deja este protejat de lege. Și să nu nimeriți cineva din cei care doresc binele și nu spun adevărul, să nimerească acolo după gratii. Nu, care da, dar calea? Eu am cerut deci, ca să fie făcut și testul poligrafului și mi s-a spus că ei este minoră și nu-ți permite lucrul ăsta. Că eu tot am vrut și lui soțului să-i fac, să vedem, poate el spune adevărul, că el nu este minor. Nici lui nu i s-a făcut poligraful. De ce? Atunci cum pot să pe fac? Pe faza de urmărire? Da, noi am cerut să facem, dar dumneavoastră, nu... Se poate proba dată, în caz de revizuire a dosarului și întoarcerea la noua rejudecare... Mă încerc scuze, dar atunci, dacă rămâne în vigoare așa... în afara cadrului de judecată, dar proba dată prezentată în instanță. V-ați dori, Dorian, acest lucru să fie realizat un test la poligraf? V-ați dori dumneavoastră? Eu mi-aș dori un test poligraf. Eu mi-aș dori să fie audiați primarul, secretarul primăriei în privința cererii care au semnat-o Viorica ca mamă în privința la faptul că, dat fiind faptul că le-a fost expediat un model simplu de cerere adresat către Procuratura Generală și Curtea Supremă de Justiție și că dacă sunt de acord cu textul acestuia,
au confirmat față de primar și față de secretar, nefiind impuși, și aceștia urmează toți să fie audiați în curtea de apel. Eu doresc să fie din suflet audiată la momentul de față sora medicală, care declară despre faptul că au fost raporturi sexuale anterioare din inumărate ori cu alte persoane. Eu doresc să fie audiați toți martorii pe dosarul în cauză, care au declarat încă în prima instanță despre faptul că cunoșteau că era îndrăgostită Mariana de Sergiu. Dar cât privește testul la detectorul de minciuni al lui Sergiu? Testul, eu mi-aș dori și testul de la poligraf. Și testul. Și inclusiv și al mamei. Este posibil? Este dacă posibil. Dacă se va întâmpla ceea ce așteptați? Dacă va fi remis la rejudicare cauza dată. Dar eu consider că este Dumnezeu pe lumea asta și va fi permanent. Că dosarul va fi remis la reexaminare. Și dumneavoastră să vă convingeți de faptul că, într-adevăr, Tatiana a spus purul adevăr. Dacă se face acest test la detectorul de minciuni, am vrea și noi să știm care sunt rezultatele acestuia. Ne promiteți că ne le veți spune? Sau cu am acceptul, putea participa? Cu acceptul clientului meu. Tatiana, ai fi de acord? Desigur. Lasă să știe toată lumea cum îl învinuiești, așa să știi și adevărul. Ceea ce am auzit până acum este șocant, dar nu e tot. Următoarea invitată care va intra în platou vine cu o declarație cutremurătoare. O invit în platou pe Elena Coroncov, vecina Tatianei. Bună seara! Doamna Elena, bună seara! Vă rog să luați loc acum. Nu e așa vinovată minor, acum e vinovată mama. Că eu o pus-o la cale, du-te, când vezi că nu avem pâine și nu avem un șup de jen, du-te și fă-i prostii cu... Unde a pus cu mine? Viorica, atâția ce trăiește! Că... nu ești de sat! Eu sunt sat! Eu sunt sat și am vrut să... în 2 ani de zi de când sunt sat! Închideți gura! Închideți gura! Unde erai tu la vara și ești dimineață când eu mă cer la Chișinău și fictă-și deși la asta, nu? Spac cu unul! Unde erai? Spune unde erai! Unde erai când am filmat copiii tăi? Nu mai iau prin discurță! Nu, 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 nu aduceți! Am descoperit toate vorbele de-a voastră! Eu n-am și descoperit că nu ne-a fost și omul la Victa! Adu, du-s, îmi cheamă încoașe, îmi cheamă încoat fata mea să vede că stă și fata mea și a să spui. Oare noi rușine la opra și vorbe atâtea mișinoasă? O crușa avea pe două la biserică, tu mei, dragă! Tu de câți ani de când nu ești la noi în sat? Doamna Viorica! Hudă-mi, gata, m-a spus de răbdătea! Mișiuni, calare! Tatăl singur a spus că știi dacă se face analiza asta, e ni frică! Când o seară m-am îmbătat în loc pe mamsa, m-am dus la fiică mea. Și de așa vreau să o scot, iertați-mă că nu trebuie să grăiesc, mă rog, eu în public. Despre cine vorbiți, doamna Elena? Despre tatăl Marianei? Hudă-mi, gata, m-a spus de răbdătea! O cruce am, eu am copii, n-am tăi să mă amin. Un sat întreg mi-o pozorit în spate, că eu și râioși, alcagol, râsuri. Ia ca și misii. Tu uite la tine cum ești. Ai fost vreodată la mine o gradă, măcar. Nu te râși neagraie. Foloci. Negadeaică, spurcă-te. Altfel nici n-am cum spune. În groapă un om cu patru copii, nu-i rușine. Cum ești tu așa și e atent ce faci ficta. Uite la tine! Dar și să mă uit la mine! Că nici la mine n-ai zis, nu eu la tine! Doamna Elena, ceea ce ne-ați spus acum este șocant. Dacă așa e, un sat întreg știe lucrurile astea. Un sat întreg nu crezi. Aș vrea să fie judecată așa la noi. Deci tatăl Marianei a abuzat de ea sexual? Da, și-a zis că ea, că era în bat și m-a înculcat, dar așa aveam să deam să o scot când am văzut că e. Așa a zis! Ei, toate că ei am scăpat, ei că stai în stea unde ai că ei ați vorbit să trebuie să duc v-a zis dumneavoastră? Nu, Nia. Să grăiești lumea în sat. Grăiești, că la noi nu-i sat, noi toți ne cunoaștem. Plătesc 2-3 mii de lei, știți cum a schis și a zis... De ce l-acuzați pe tatăl Marianei, îl poate băga pentru mulți, mulți, mulți ani la pușcărie? Tatăl o să fie aici, dacă vrea să vorbească. Dar eu știu că eu știu și cu oamenii care au vorbit. Dacă îi trebuie, el vin și aici și la platou. Și dumneavoastră chiar credeți că tatăl Marianei ar fi putut abuza în halul ăsta de fata lui? Ce nu-ți faci la Beței? Cine? Acolo e Doamne Ferește. Vreți răi, păduchi, zoi, sunt acolo. Haideți să vedem ce i-ați povestit mai devreme colegei mele despre ceea ce tocmai ne-ați declarat. Atenție la ecran. Tatăl singur se laudă că spune într-o cască, Doamne,
Dacă ar știi să, că nu a spus ca să facă expertiză la copchil, și bă, cumva numai să nu se dovedească că e eu copchilul. Asta înseamnă că ceva a fost între dânșii. S-aude vorbă pensat. Că zic că eu m-am culcat bat, că și în loc să o culc pe mamsa, am culcat-o pe... Da, că dacă eu o tacut, hai că tatăl era bat. Și la bieții poate tăte le faci. Dar pui el și tot era bată. Nu m-au adus acasă. Și la două săptămâni iară să duci pe la prin sat, prin prejur. O adus poliția iară. Și de două zile la școală iară. Învățătorul de educație fizică. Trei zile nu a fost la școală. Zici, dar unde ai fost, doamna Mariană? Ei am fost la saună. Și dar și n-ai nici la mine, că și eu am saună acasă. O râs așa în clasă. Dar ei s-au supărat și zici că ei apu, m-am dus și eu o leacă și... Dar și trei zile de la lecții te duci. Nu, de că și nu s-au găsit să fie așa. Dumnezeu, mă, să doar mă iată. Cât de zile, mă, p***. Și m-am zacată dreptate. Ei au vrut să scoată bani din copiii ăștia. Știi că Andrei lucrează pe unde să mai duci, că sunt îndrezei copii. Serios, eu tot vorbim cu Andrei. Și, și s-aș gândit că ei au trăit în mahală, nu de parte familia lui Tania, de dânșii. Sunt acolo o casă între dânșii. Și poate s-a îndrăgostit, mă rog, ca o fată tânără, dar mamă, trebuie să-i spui, fa, unde vâr tu la copiii ăștia, în casa aia asta? Nu putea să zică. Dar cum telefonul ei. A ei telefonul ei. A dat și ocupat. Ce-a scris de tot? Am auzit-o pe doamna Irina. Și eu îți zic că eu. Dar voi știți și scris acum? Da. Ați fost de acord? Ar fi abuzat de fiecare sexuală. Nu a fost așa tare. Nu jele că are patru copii și este în dadam. Cât declarații de nejă, bă, unu, bă, spune că nu suntem așa, că nu suntem așa. Chiar dacă a avut Sergiu relații sexuale cu această domnișoară, n-a fost viol. 100%. Eu nu cred în viol. Dar eu nici nu cred deloc că a fost violul ăsta. De atâta, uitați-vă la Tania. Cum e, săracu' străiesc, dar e curată. Dar acolo zoile de pe lume. Acolo-i paduchi, acolo-i râie, acolo-i băutură, acolo-i curvaleară. Ați duc la un om, la o femeie ca lume, la una care nu e ca lume. Eu nu, doar de, nu știu... Doamna Elena, dar așa cum nu vă vine a crede, aici Sergiu, în acest platou, a recunoscut că i-a propus... Eu fi lângă o gradă în trecut. A recunoscut că i-a propus Marianei o partidă de sex. Nu așa cred. Că ceea ce spuneți dumneavoastră de la curat la murdar, de la curățenie la zoaie, nu are nicio valoare. Mariana, v-ai spus dumneavoastră că mamei că Sergiu nu... Tot ce mi-a spus, spune mă ce mi-a spus. Dar și nu m-a spus. Da. Spune că e că e un întrebat, că e lesbian, că da. Dar să ne vedem că că... Până la urmă, poate a fost valat, nu a fost valat. Eu spus că da, e drept. Așa sau altfel, viol sau pur și simplu o partidă de sex cu un copil de 12 ani este o crimă. Doar că poate nu ar fi condamnat la 10 ani de pușcărie, dar cu mai puțin. Problema așa este sau altfel este o crimă și nu obosesc să spun despre asta în acest platou. Sexul cu un copil, orice ar spune lumea că a fost benevol, că a fost din dragoste, că nu știu ce, este o crimă. Și trebuie pedepsită și trebuie băgat maturul după gratii. Este o crimă și să furi. Dar nu uitați despre nuanță. Legislatorul a deosebit scurt și clar. Există raportul benevol cu o persoană ce nu a atins majoratul. Și există fie tentativă de un raport sexual cu o persoană care nu a atins majoratul. Și este violul. Componențele de infracțiune sunt absolut diferite și se pedepsesc absolut diferit. Cu cât se pedepsește actul sexual cu un copil de 12 ani? Dorian, am zis mai devreme că sunteți un tată. De la 3 la 7 ani. Dar nu-i de la 10 în sus ca în cazul unui viol. În cazul lui Bulicanu, dacă atrageți atenție, este vorba de tentativă. Ce? Pentru o tentativă de crimă? Dorian. După părerea dumneavoastră trebuie să duc toți oamenii după gratii? Eu am să spun așa. Legea penală spune clar că o relație sexuală nu contează că e binevolă
sau că este în pofida voinței unei persoane care nu a împlinit vârsta de 16 ani, este infracțiune care se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani și nu prevede nici amendă și nici muncă neremunerată. Prevede doar închisoare 3-7 ani. Clar că această închisoare poate fi pronunțată și condiționat dacă, mă rog, victima are anumite opinii față de persoana care a săvârșit acest act. Dar asta este că acest act sexual binevol sau împotriva voinței cu o persoană care nu are 16 ani se pedepsește penal și într-adevăr este o crimă. Am auzit-o pe doamna Elena tocmai spunând că tatăl Marianei ar fi abuzat de fiica sa sexual. Ce spune tatăl Marianei despre aceste bănuieli șocante pe care le discută întreg satul? Vom afla chiar acum. Nicolae Balan a venit la noi în emisiune și îl invit să intre în platou. Bună seara, Nicolae! Bună seara! Te rog să iei loc acolo pe canapeaua liberă. Nicolae, îmi pare rău, dar acum, chiar acum, am aflat un lucru șocant despre tine. Și anume că te-ai fi culcat cu propria fiică și ai fi abuzată sexual. Dar mai aproape, că am aflat un lucru despre tine, că tu te-ai fi culcat cu propria fiică. Cum? Poți să ne comentezi asta? Doamna Elena, vă rog frumos dacă puteți să ne repetați. Ui, colea! Cu ei spus tu că te-ai culcat seara bat și că n-a culcat bat și când am dat și că... Ce când am dat? Fatu, îți dai seama și crezi că ești o fumie matură, mai ceva? Că un bat la bătrâne ești? Ce? Ia spune tu sufletul ăla de om, ori femeie, ce ți-a spus? Eu să spun, am să-mi spun, eu ești că eu grăit-o ieri. Și tine, primul rând, ești că te-ai chemat la ea asta emisiune. Eu cum am văzut emisiunea, am venit aici să susțin. Și cum îți eu nu s-o râs ca tine? Gine că nu s-o râs! Nu eu n-am putut să spună că asta ești de ala, dar mă mai dăm în o coadă de plele! Uite la tine! Colea, cu ei ai spus când ești la podcojit, ai zis că doamne ferești dacă faci analiza aia, asta e că așa am făcut. M-am dus acasă, bat, și în loc să culc Viorica, am culcat-o pe Mariana. Și când tu? Când am văzut-o? Lumine bună! Asta mai e lesenie bună! Tu spune femeia așa, spune omul ce ala, pa! Dar nu ești dorim, mă! Când am avut felut, Viorica, ia asta, nu-i rușine de ce-i la obrafă! Uite, colea, au spus că eu am trămas copilul, să fac pâine și cârnați, să duc nu, cu omul și ăla. Dacă înțelegi, lumea asta e nebună de la noi din sat, ca fiu, n-am cum ce spune. Tu ești nu nebună, nenormal! Uite, în emisiunea trecută, i-am dat să spun, tu spui că fata ta alături de tine cu tine. Două săptămâni urmă am fost la Raion. Da, hai spune. Fic tata spăpa în piață, deși nu era la lucru, la școală. Da, te dam cu papie în piață. Ea treabă, eu mă știu de rest. Ea ca moș vine, au tine spedeța aici. Zic, ce faci, iar vrei să vă răbiță și am cineva? S-o făcut nevăzută. Mă ducem la oraș și la Chișinău, trebuie să mă duc astă vară. El la 5 era cu un omulean și de la opriri. El s-a suit în autobuz și el s-a dus acasă. Unde erai tu? Unde erai tu atunci? Nicolae. Eu vreau totuși tu să comentezi, pentru că vorbește doar soția ta. Tu întotdeauna ești așa de tăcut? Vorbește întotdeauna Viorica pentru tine? Sau poți totuși ca un tată să ne spui aici ce ai de spus? Lumea spune că tu te-ai culcat cu propria fiică. Dar atunci, hai să vedem ce frază ai scăpat tu într-o discuție cu colegii mei mai devreme. Atenție la ecran. Eu știu că e... O să... mă ia pe nimeni. Dacă poți să ne explici ce ai avut în vedere. Dacă tu o să cazi, păi pe tine nu o să te ierte nimeni. Te-ar fi acuzat cineva de ceva? Sau ți-e frică că vei fi acuzat? Iertaș. Vreți mai tare că el nu prea aude de urechi. Nicolae, dar cel puțin ai putut citi pentru că era titrat. Deci ai zis că pe tine nu o să te scuze nimeni. Dacă ai fi căzut.
Bănuiesc că dacă bănuial ar fi căzut pe tine sau dacă ai fi acuzat de ceva. Și tata, unde la tine te-a spus să dai? Tu de câți ani ai fost la noi sat? Am fost la sat, 3 ani să mai fost la urmă, dar s-a pus podul ăla în este ani și că mai urlă că... S-a plătit! Mi-aș de seama ca să nu te vadă ochii mei! Doamne ferește, unde la tine te-a spus? Și că și nu au primat ce și-o spuse. Uite că au fost la noi în casă și-au găsit-o pe fata noastră cu un culcânț. Sculoasă de pe dânsă. Când asta a fost? Dacă acolo a arătat pe o mâine la prăjit. Ca și la emisiunea trecută, bată mâinca să bată, Doamne! O ia pe țipte, strigăte, ca la piață, în sensul de a convinge. Și eu mă convinc încă o dată că Mariana a dat depoziții în privința lui Sergiu, fiind influențată de mama ei. Și da, nu este exclus că chiar anume sub strigătele, țipetele și urletele mamei sale, Mariana, fiica dumneavoastră, este și în stare de frică, și anume din cauza asta și-o dat denunțul ăsta pe Sergiu, de la și până la. Scșlige bani. Și nu știu pentru ce, care bani, care sume ce de bani și așa mai departe. Ce bani, drag, tu îți dai seama și grăie ăștia. Veorica, ai mai eu zis mai asta. Eu mai mult ca atât voi spune dumneavoastră. Doamne. Ca dumneavoastră să știți, după expertiza care a fost făcută în privința lui fiica dumneavoastră, nu că este superficială, dar partea cu de constatare nu este absolut în contrazicere cu partea cu dispozitivul ei, cu faptul anume cum au fost efectuat rezultatele. Și vă spun în mod următor, fiica dumneavoastră are probleme foarte mari psihologice. Foarte mari. Și voi spune mai multe, fiica dumneavoastră în cadrul expertizii în cauză s-a stabilit că are o frică foarte mare față de părinți și el nu realizează realitatea obiectivă în prejurul ei ce se petrece. De ce tatăl este acuzat că ar fi abuzat de propria fiică? Dacă tot și noi aflăm cine este vinovatul și dacă este rezultatul că nu-i soțul meu vinovat, atunci eu cum pot să mă întorc la ei ca ei să-mi răsplătească tot nervul care l-am avut? Vreau să las loc acum. Nu e așa vinovată minora, acum e vinovată mama. Că eu o pus-o la cale, du-te, când vezi că n-avem pâine și n-avem un șup de jenă, du-te și fă-i prostii cu... Unde a pus cu mine? Viorica, pe țață grăiește! Nu ești de sat! Eu sunt sat! Eu sunt sat și am fost 2 ani de zi de când sunt sat! Închide-ți gura! Unde erai tu la vara și ești dimineață când eu mă cerlac și nu știu că ești la asta, nu spa cu unul! Unde erai? Legea penală spune clar că o relație sexuală nu contează că e binevolă sau că este în pofida voinței unei persoane care nu a împlinit vârsta de 16 ani, este infracțiune care se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani și nu prevede nici amendă și nici muncă neremunerată. Cu ei ai spus când ești la podcojit, ai zis că Doamne ferește, dacă faci analiza asta, e ca și am făcut. M-am dus acasă, bat și în loc sucul pe Viorica, am culcat-o pe Mariana. Mariana este și în stare de frică și anume din cauza asta și-o dat denunțul ăsta pe Sergiu de la și până la. Scșlige bani. Vreau să discutăm. De unde credeți că au apărut zvonurile că tatăl Marianei s-ar fi culcat cu ea? Și de ce, Viorica, tu și tu, Nicolae, credeți că ar fi apărut în general aceste zvonuri? Vorbim de un copil violat de un vecin, de cineva din sat. Și apoi, brusc, apar zvonurile că tu te-ai fi culcat cu propria fiică. Nu știu de unde au apărut. De unde, Nicolae? Nu știu. Dar păi de ce spune, dacă află și ce s-a spus acolo? Și răspunsul la așa. Din contextul celălalt ce-i pus acolo, se poate de subînțeles și altceva. Că ei au o parte a lor divină și că au dintr-o familie social vulnerabilă, asta nu demonstrează că trebuie să îi atacați așa de tare. Dar în ceea ce privește familia lor, e vizibil. Aici e un buș obelea, să mă iertați. Unul trage, a doilea nici nu poate vorbi. Și de atâta soției să strigă mai mult decât el.
pentru că nu se poate apăra și îl apără și pe soț și pe dânsa și încă și toată familia. Lăsați-o să răcânească. Fiecare e cu adevărul lui. Încă nu se știe cine e mai adevărat aici. Da, ea și apără adevărul ei, crezul ei personal. Deci noi nu putem spune că are dreptate Viorica sau are dreptate Tatiana, pentru că sunt părerile lor personale și sunt adevărate. Adevărul Tatianei este corect, că e adevărul ei. Adevărul Viorica este corect, că e adevărul ei. Pentru că până când latitudinea imaginației și undele noastre neuronale nu ne le măsoară nimeni. Fiecare credem în ce vrem noi să credem, în ceea ce alegem noi să credem. Și mai vedem și dăm dreptate la ce, tot ce vrem și suntem pregătiți și înțelegem și percepem. Natalia, credeți că, totuși, zvonurile, dincolo de declarația pe care v-am arătat-o, o frază scăpată, că putea fi tratată oricum și de asta v-am rugat să o comentați, dar credeți că aceste zvonuri neverosimile, deci vă dați seama să apară zvonuri despre un tată care abuzează de propria fiică, că nu știu cum, că sunt bețivi, că sunt săraci, că sunt nu știu cum. Da, pot, au de unde să crească aceste picioare. Dar de unde? De ce tatăl este acuzat că ar fi abuzat de propria fiică? De asta vorbă tot satul vorbește. Natalia, dacă... Ne spuneți că tot satul vorbește. S-a dus podcojească calul și era și înstit. Și s-a auzit ca să facă analiza asta, că este fetul, că când era proaspăt, după și vorbește Moldova. Și el zice, ei băieți, nu știu și, dar dacă să grăiesc eu, apă mare jălea și cu mine. Sufletul și ăla să-l aduci? Viorica, eu să-l aduc. Am observat că Viorica își face cruce. Dumitale, de asemenea, e evocat pe Dumnezeu în emisiunea trecută de biserică, vorbează, etc. Crezi în Dumnezeu, Dumitale? Dar cum nu cred? Care nu crede în Dumnezeu? Acum uite atent în sufletul Dumitale și în fața lui Dumnezeu. Inclusiv, că el aude totul. Nu spun că e exact, dar presupui faptul că la biție, când erai foarte beat, spre exemplu, într-adevăr, între tine și fiica ta a avut loc ceva. Și pe urmă ți-ai dat seama de asta. Adu-ți aminte și gândește-te atent. Doar revire, lasă nu. Dar dacă Curtea Supremă de Justiție îți dispună rejudicarea cauzei, să faci descumare la fătul din cimitier și îți ia Dumitale și eu solicit rezultatul depozițiilor martorilor pe dosarul în cauză, solicit ca Dumitale personal să fie prelevată proba de sânge și dacă stabilești că e vinovat, ești Dumitale, ce faci? Deodată o trebuie să facă. Doamne, verește, nu e vinovat, lasă ei. Dar deodată o trebuie să iei, cum era el proast, copilul și-a dat copilul. Dar eu poate fi și mai vechi. Stați să vă recrești, doamna Viorica. Cercetările științifice actuale permit chiar și în stare de putrefacție să facă analiza dată. Eu lasă să spun adevărul, este foarte corect. Tocmai asta vroiam să vă propun. Ați fi gata să treceți testul la poligraf? Voi, toți trei, de fapt. Mariana, tu, Viorica și tu, Nicolae. Și să ne spuneți adevărul. Da. Ați fi gata? Da. Să treceți testul la detectorul de minciuni. Da, cum? Eu vă mulțumesc. Tatiana, eu am aceeași propunere pentru tine. Desigur, ești de acord. Eu de multe ori am pronunțat cuvântul ăsta. Mulțumesc pentru acest accept. Și eu sper foarte mult să aflăm adevărul, măcar după efectuarea acestui test. Acum, a doua întrebare întrebătoare pe care o am. Sorry, domnule Mărgineanu, dacă v-am lăsat fără replică. Eu am vrut să spun, poate și martorii trec testul la DNA, la poligraf. La detector. La poligraf. Martorii, da. Pe cine i-ați chema la acest test? Toți care confirmă ceva. Test. Doamna Parascovia, da, în special. În platou, da. A doua întrebare. Dacă Tatiana, tu spui, Andrei, tu spui, foarte multă lume crede că Sergiu nu este vinovat și că Mariana ar fi inventat povestea cu violul, înfăptuit de către Sergiu. Atunci mă întreb, dacă a fost aceasta o invenție, de ce anume Sergiu? Păi tăi, eu am spus că e îndrăgostită întrânsa, ești la școală, o spus la fete. Dar cum poți să-i dorești un rău atât de mare? Cum poți să-i dorești un rău atât de mare unui om pe care îl iubești? Mai ales având în vedere că dragostea la 12 ani este, cred că, ceva absolut
Da, deci acel om este și Dumnezeul pe pământ pentru tine. Este un idol. Mai ales un bărbat, bărbat matur. De ce credeți că l-a ales anume pe Sergiu? Și cum a putut să-i dorească un rău atât de mare? Păi eu nu s-o gândit că chiar atâția ani, nu s-o gândit, poate s-o gândit ca să dispartă de Tania și a să însoare cu dânsa. Nu, dați-mi voie să vă răspund eu. Gândești greșit. La această vârstă putea fi valabilă ideea. Nu e cu mine, nu o să fie nici cu cealaltă. Da. Deci, sau și ideea expusă de doamna Elena putea fi valabilă, da, pentru că vorbim despre un copil de 12 ani. Fără ca să acuzăm pe nimeni, imaginația unui copil la această vârstă, nefiind conștientă de urmările fiecărui cuvânt și a fiecărei fapte, putea suna în felul de telenovelă, că el ar fi de râs dacă nu ar fi de plâns. Dacă nu-i cu mine, nu o să fie nici cu cealaltă. Pentru că aici se naște sentiment de gelozie, sunt mai multe lucruri. De ce Sergiu și nu Andrei, ori celălalt Sergiu, eu aș explica, dacă mi se permite, pentru că ei locuiau aproape. Și pentru că Mariana avea, Tatiana ne spune că venea de multe ori la ea acasă. Și ea s-a îndrăgostit de închipuire, de imagine, de șablonul ăsta de băiat frumos, care vine și-și ia copilul în brațe, ea neavând parte de multă protecție de acasă, neștiind cum trebuie să arate o familie, venind și ea dintr-o familie cu mulți copii, având el fiind tată a mulți copii, automat interpretarea se leagă și noi putem deduce faptul că a legat un sentiment de atașament, ulterior poate o adicție bolnăvicioasă. Este posibil la această vârstă ca imaginația și hormonii și stările preadolescentei să fi mers până în acest punct. Deci, altfel spus, invenția, dacă ar fi o invenție acest fiol, dacă ar fi, o ar fi putut ar să fie explicată prin faptul că fata a fost îndrăgostită de acest bărbat și a vrut să-l lege de ea. Da. Probabil în momentul în care a avut loc întâlnirea de pe deal, mersul la face, deja bănuia că este însărcinată. Deci noi trebuie să mai evaluăm și când, în câte săptămâni a avut loc întreruperea de sarcină, cât după ce au fost ei pe deal, a mers ea la întreruperea de sarcină. Dacă ea putea bănui dinainte, dacă nu putea, ce cunoștințe avea ea? Dar de regulă, tinerile din familii, să le spunem așa, cu carențe educaționale, sunt foarte informate. Și ele știu foarte bine ce se întâmplă în urma unui raport intim. Și Sergiu a fost în închipuirea ei persoana cea mai potrivită. Uite, ăsta este modul meu de a-l atrage, ăsta este modul meu de a-l păstra. Deci dacă, într-adevăr, depozițiile atunci au fost false, aceasta ar fi una din cele mai plauzibile și credibile explicații. De ce anume Sergiu, de ce anume el, pe el a căzut alegerea acestei fete. Dacă totuși noi aflăm cine este vinovatul și dacă este rezultatul că nu-i soțul meu vinovat, atunci eu cum pot să mă întorc la ei ca ei să-mi răsplătească tot nervul care l-am avut, tot... Tatiana, eu te cunosc pe tine, eu știu că tu nici într-un caz nu o să te răzbuni. Eu te cunosc pe tine ca pe persoană. Da, eu nu pot, dar ei pe mine psihic m-au distrus. Problema este în altă ceva. Că tu ești o persoană foarte emotivă și foarte inimoasă. Tu iai prea mult asupra ta. Să fii gând, dacă mă înțelegi corect ce am în vedere. Tu ți-ai luat pedeapsa pe care o primit-o Sergiu la momentul de față și cu care noi luptăm cu tine împreună mai mult asupra ta decât s-ar cuveni ca ta. Și în cazul dat, trebuie să ne dăm seama amândoi, și tu, și eu, și inclusiv și Sergiu, despre faptul că asta este o lecție bună pentru noi toți. Pentru mine o lecție bună în sensul vostru, ca clienți, iar pentru voi, însuși în situația faptului dat. Domnule Păcălău, o concluzie de final mai bună decât atât, cred că nici nu puteți să o faceți. Haideți să-l aplaudăm. Am zis, a venit timpul concluziilor. Aurelia, dacă mai ai ceva de spus, de adăugat la ce ai spus. Această istorie atât de povestită deja de câteva luni este un mare semnal
de exclamare pentru întreaga societate. Pentru toți tinerii care în vâltoarea hormonilor fac propuneri indecente, căsătoriți fiind, eu aici nu aș vrea să stau pe fotoliu Tatianei, Doamne ferește, pentru că lovitura psihologică asupra ei este foarte dură. În primul rând, ea a ajuns să înțeleagă că cum direct ori indirect a fost înșelată de soțul ei, dar ea luptă pentru el mai departe. Eu îți doresc nervi foarte tari și creier puternic. Și este un semnal de alarmă și pentru noi toți care suntem părinți, inclusiv cei care suntem părinți de fete și nu numai, pentru că și băieții tot îi avem pot așa cum îi creștem. Exact. Este un semnal puternic de strigare față de societatea noastră, pentru că toți tac, dar este și un lucru foarte sensibil. Într-o clasă de elevi, dacă unul e știut că este cel mai rău, toate nenorocirile care se vor întâmpla în școală, toate geamurile sparte, primul care va fi bănuit că le-a spars, va fi elevul cel cu comportament mai rău. Și el nu va fi nici în drept să se apere, pentru că automat va fi acuzat. Să nu fie asta și situația cu boicotul sau protestul satului. Absolut de acord aici. Domnule Mărgineanu, concluzia de final, vă rog frumos, Iurie. Deci aș vrea în primul rând să-i răspund doamnei. Știți, aici e un pericol, cât de partea cealaltă, atât și de partea asta-altă. În cazul dumneavoastră, nu mi-aș dori nici ca cum să mă gândesc acum că asta e o invenție și tot să mint în continuare. Pentru că poate să acuzăm pe cine dorim, să spunem câte o minciună, dar trebuie să fim tot timpul conștienți că sunt organele ale statului care ne va proteja. Iar ca în situația dată, dacă asta e o minciună inventată, deci organele statului nu și-au făcut misiunea în privința soțului dumneavoastră. Dar dacă e adevăr, apoi atunci el își merită sentența. Domnule Vârlan, aștept concluzia dumneavoastră. Noi am aflat foarte multe noutăți și acuzații grave. Motivul pentru care l-am auzit eu astăzi că, uite, Mariana ar fi procedat să mintă, eu consider că... Eu, în cazul dat, noi o creăm pe Mariana ca un mafiot și ca o logică extraordinară, că iată copil, ea... Ca un copil care are carențe psihoemoționale. Dar vedeți că asta poate veni... Ca o victimă, ea e victimă oricum. E victimă fără discuție. Ea e victimă oricum. Dar acest calvar la ea a fost 3 ani și a fost și prin audieri și la psihologi și pe la... Și nu putea ea să mențină această... Iată, eu știu dacă era un... Această adevăr, tensiune și această presiune pe o distanță oricum, atât de lungă. Da, asta vreți să spuneți. Nu putea să fie. Pentru că oricum un procuror audind-o, un polițist audind-o sau chiar și acel psiholog, că a fost o expertiză, că a fost superficială, dar totuși o expertiză a fost și un psiholog trebuia cel puțin să intuiască anumite momente, cât de rău nu era psihologul acela, dar trebuia să intuiască. Îmi pare rău și din moment că, iată, astăzi foarte și martorii și actorii vorbesc și acuză, iată, acele persoane socialmente vulnerabile că, iată, din cauza că sunt săraci, din cauza că, uite, mai servesc băuturi alcoolice, deja ei nu mai sunt printre noi sau nu merită atenția noastră sau, uite, ei sunt acei care pot face astfel de fapte. Poartă vina, toată vina a priori. Da, și asta nu este corect. Invers. Noi trebuie să ne axăm pe aceste persoane și să-i ajutăm întotdeauna, să se afle permanent în vizorul nostru pentru ca să redevină și ei, poate, ca noi, dar noi îi acuzăm la un moment dat. Autoritatea tutelară, în cazul dat, primarul nu și-a făcut deloc misiunea, ceea ce, într-adevăr, dacă primarul, dacă spune adevăr, că a văzut cândva, uite, astfel de fapte și reacționa la timp și venea cu anumite soluții sau chiar cu anumite, mă rog, pedepse în privința părinților, poate că azi nu era ceea ce este. În rest, eu zic că urmează să se expună justiția în privința acestui. Urmează un lucru atât de mic, să aflăm adevărul. Da.
Мне жаль тех детей, которые воспитываются в этой семье. Мы сейчас видели, что происходит с 12-летним ребенком. Я не представляю, что происходит с теми оставшимися 5 детьми. Поэтому единственное, что я бы хотела вам пожелать, это предохраняться. Спасибо, да? Марьяна. Коротко, но очень емко. Спасибо и очень искренне. Eu nu o să țin nici cu Sergiu, dar nu pot să țin nici cu familia asta, pentru că ați văzut, a venit Mariana, ne-a spus că Sergiu nu este vinovat și Sergiu n-a făcut nimic și n-a avut relații sexuale. Cum a plecat mama din platou, Mariana a început să mintă, cum doamna a venit și a spus niște detalii, Mariana a spus că nu, eu n-am spus asta. Eu nu știu, dar nu pot să cred această familie și gata. Pare rău. Aici încheiem, liniște și pace vă doresc, să aveți pe cei dragi mereu alături.